Discutăm astăzi despre liniile de creditare pentru firme în contextul coronavirusului. Practic, avem în final acum normele de aplicare la ordonanța publicată în urmă cu aproape o săptămână. Dar înainte de a începe, domnule Bență, vreau să vă citesc ceva de pe site-ul FNGCIMM, adică instituția care practic se ocupă de garantare. Se spune așa la descrierea produsului. Programul IMM Invest Romania permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să-și asigure lichiditățile și așa mai departe. Spune afectate semnificativ. Ori dacă ne uităm atât în ordonanță cât și în normele de aplicare, nu spune că este doar pentru cele afectate semnificativ. Se aplică pentru toate tipurile de firme, nu? Partea foarte bună este că, într-adevăr, zilele trecute a apărut o nouă ordonanță care modifică cadrul normativ și are două facilități pentru firmele mari și, în mod exclusiv, și pentru IMM-uri. Ceea ce trebuie să cunoaștem cu toții este că, în primul rând, există acest program de garantare a împrumuturilor. În proporție de până la 90% se acordă garanții de stat, iar dobânda este subvenționată de către bugetul statului. Cel puțin la nivel declarativ, cunoaștem că toate băncile sunt implicate în acest program. Prin urmare, primul pas pe care trebuie să-l facem este să ne adresăm unei bănci cu o cerere de a aplica acest program de garantare a împrumuturilor date de către stat. Ulterior, o să vedem că, din păcate, va trebui să prezentăm și niște situații financiare, trebuie să prezentăm și un istoric, trebuie să nu avem datorii la bugetul statului. Cu alte cuvinte, trebuie să prezentăm o evaluare, o valabilitate față de bancă. Până la urma urmei, totuși discutăm de un împrumut și, în general, cunoaștem cu toții, fie că suntem persoane fizice, fie că suntem firme care am cumpărat ceva printr-un credit bancar, se cere o solvabilitate, însă garantată de fondul de garantare a acestor creanțe, într-o proporție foarte, foarte mare. Deci, primul pas pe care trebuie să-l cunoaștem este să știm că există acest program și să ne adresăm unei bănci cu o întrebare: cum putem aplica acest program? Deci că, practic, în momentul de față, încă nu se știe cum se poate aplica. Adică e, ca dumneavoastră, ca antreprenor, nu știți, înțeleg, cum se poate aplica. Trebuie prima dată banca să discute cu FNGCIMM, probabil să semneze o convenție, ceva, și abia după aceea să-și facă propriile norme interne pentru. Nu neapărat așa. Programul a fost lansat în 2017 și este un program la care majoritatea băncilor, sau aproape toate băncile din sistemul bancar, cel puțin la nivel declarativ, și-au asumat aplicarea acestui program. Este foarte puțin cunoscut programul pentru întreprinderile mici și mijlocii, care în general nu prea apelează la împrumuturi bancare sau în general sunt refuzate de împrumuturile bancare. Deci acest program există și cu siguranță putem să-l apelăm. Prima întrebare este: cum pot să beneficiez de el? Păi este destul de simplu. Te vei adresa unei bănci ca să-ți dea mai multe detalii. Sigur, banca s-ar putea să nu-i convină să aplice acest program guvernamental, că întotdeauna produsele bancare sunt mai scumpe decât celelalte produse și o să spună: știi că stai, putea să, uite, ți oferim noi altceva în alte condiții. Ideea este că noi putem să-l solicităm aceste împrumuturi și s-ar putea ca și băncile să fie la un moment dat mulțumite să acorde aceste împrumuturi, ținând cont că peste, cred eu, mai puțin de 15 zile o să vedem deja efectul cererilor depuse de cetățeni și de alte firme care se află în dificultate majoră pentru suspendarea ratelor bancare pe o perioadă, ordonanța zice de la 1 la 9 luni, dar spun eu de la 1 la 8 luni, Da, pentru că mai până la final, da. întrucât am intrat deja în luna aprilie, iar termenul maximal de aplicare a celor rate, de amânare a celor rate, este data de 31 decembrie 2020. Așa a vrut legiuitorul, nu știm dacă e bine rău, așa s-a stabilit și prin urmare s-ar putea ca băncile care o să aibă încasări din restituiri de rate mai mici să fie mulțumite să acorde și aceste finanțări în cadrul acestui program de garantare a dobânzilor bancare. Vreau să revenim puțin la liniile acestea de creditare, că vorbim de capital de lucru și de investiții. Se adresează doar celor afectați sau tuturor? Ce ați înțeles din ordonanță și din norme?
Deci, liniile, în mod evident, toate firmele, să fim serioși în acest moment, sunt afectate cu mici excepții. Deci, în ordonanță și norme nu spun afectate în mod direct. Pot adresa toate societățile. O să deschid un fișier, pentru că sunt foarte multe lucruri noi, prin care o să și spunem ce se finanțează mai exact, ca să avem mai exact ce anume, cât de mult capital de lucru te poate fi finanțat. Uite, de exemplu, legiuitorul și-a luat și el niște marje de prevedere, că acum fie vorba între noi, știți că românul întotdeauna descurcăreț. Și întotdeauna vor exista și persoane care vor specula în interes nu neapărat corect o legislație. Zice așa, facilitățile care se pot acorda este până la 10 milioane de lei și până la 7 milioane de lei pentru investiții cu subvenționarea dobânzilor în limita unui plafon de 800 de mii de euro. Și acum vine o plafonare economică, pentru că dau exemplu întâmplător, da? Firma lui Adrian Bența SRL este o firmă care atinge 100 de mii de euro. Da, un întâmplător, o cifră. Păi nu cred că se justifică ca o firmă de 100 de mii de euro a lui Adrian Bența să solicite un împrumut de 800 de mii de euro. Pentru că el atât aduce activitatea lui. Poate să mai crească un pic, să se ducă spre 110, 20, 50 de mii de euro. Dar nu, logic și rațional nu este ca să atingă acest plafon de 800 de mii de euro. Și zice așa, valoarea maximală a creditului ce poate fi accesat de o firmă este valoarea maximă a mai multor indicatori. 25% din cifra netă aferentă anului 2019. Iată, te limitează deci la 25% din cifra ta. Nu poți să te duci tu să estimezi, vai, uite ce dă... Uite, dăm cifra de afaceri 2019, care teoretic n-a fost un an afectat de criză, de coronavirus. Fără a depăși dublu cheltuielilor salariale, alt parametru interesant care face un pic de diferență între a lucra la negru, la gri și total pe acte, și nevoile de lichiditate pentru următoarele 18 luni, justificate în baza unor documente aprobate. Deci, vedeți dumneavoastră, avem cel mai mare dintre acești parametri, fie 25% din cifra de anul trecut, fie 25% din cheltuielile cu salariile, dublu cheltuielilor cu salariile, pardon, și mă gândeam deja la un alt parametru, fie 18 luni de lichiditate. Deci niște parametri din aceștia, niște indicatori, vor fi cu siguranță verificați și sunt foarte convins că se vor apărea astfel de verificări destul de serioase. Sunt curios. Aceste facilități vor putea fi accesate doar pe perioada stării de urgență sau și după? Eu personal cred că, dimpotrivă, în această perioadă a stării de urgență nu vor fi astfel de solicitări din diverse considerente. În primul rând, ca să faci o documentație pentru bancă, vei apela la serviciile contabilității tale. Servicii care în acest moment lucrează foarte mult, deci a doua linie întâi este în domeniul serviciilor financiar-contabile și fiscale, iar aceste servicii financiar-contabile și fiscale sunt foarte presate de solicitarea multor angajatori de a introduce oameni în șomajul tehnic, de a întocmi documentațiile pentru șomaj tehnic. Ne place sau nu ca acei oameni care sunt în șomaj tehnic, și astăzi la o conferință de presă a spus premierul că avem deja 1 milion de contracte de muncă suspendate, plus încă 300.000 de contracte de muncă încetate, total încetate. Și atunci acei oameni care sunt într-un șomaj tehnic pot primi salariile, indemnizațiile, cum le cheamă, de șomaj tehnic, doar dacă contabilii lucrează. Dacă contabilii nu lucrează, acei oameni nu își primesc salariile. Și acești colegi ai noștri din domeniul financiar, contabil și fiscal sunt foarte agitați, sunt mult stresați, se lucrează mult peste capacitatea normală a acestor vremuri, chiar dacă firmele sunt închise. Pentru că trebuie introdus CNP cu CNP, calculate indemnizație cu indemnizație, după aceea trebuie să primiți banii de la agențiile de șomaj, după aceea trebuie să repartizați pe salariați în 3 zile și după aceea trebuie plătite și taxele până pe 25-a lunii următoare. Și atunci, ca să poți să depui o documentație la bancă, trebuie să te adresezi, vrem, nu vrem, asta este, fiecare are profesia lui, către departamentele financiar-contabilitate, ca să întocmească acele documentații, să ne dea acele cifre și informații.
Sunt convins că toți patronii știu cheltuielile cu salariile dintr-o firmă, dar în momentul în care le iei, le iei cu la bănuț, la cont contabil, cum cunoaștem cu toții, nu mai sunt chiar atât de fer convins că toți antreprenorii. Ei poate să estimeze niște bugete. Dom'le, cam atât am costat salariile. Cam atât am avut cifra de afaceri. Cam atâta cred eu că sunt cheltuielile. Dar în momentul în care faci o previziune, va trebui ca cineva să le socotească, iar asta sunt colegii noștri din a doua linie întâi, deci din departamentele financiar-contabilitate. Sunt curios că tot ați menționat de munca pe care o duc acum contabilii. Firmele de contabilitate taxează în plus în perioada asta clienții? Din cunoștințele mele, marea majoritate a firmelor de contabilitate nu taxează deloc aceste servicii pe care le fac pentru obținerea certificatelor de situații de urgență, pentru depunerea documentațiilor la Registrul Comerțului. Dimpotrivă, cunosc situații în care pe o anumită perioadă de timp, în speranța unei redresări, serviciile contabile sunt fie cu un preț redus, fie cu un discount de 100%. Oamenii, asta nu înseamnă că nu există și excepții. Întotdeauna există și excepții. Dar majoritatea au înțeles să ajute. Majoritatea au înțeles să ajute și majoritatea sunt în direcția de pro-business, pro-economie, de pentru a ține economia în picioare. Aș vrea să vă spun că marea majoritate a clienților mei sunt fie directori economici din cadrul unor companii mai mijlocii sau mai mari, fie direct firme de contabilitate care țin contabilitate la alte firme. Și pentru prima dată în ultimii ani îmi plângeau clienții în telefon. De obicei, când îmi plânge un client, acel client au plâns până acum, cel puțin în faza unei urmăriri penale pentru evaziune fiscală, când realizează anumite implicații, când realizează că singura care contează la un moment dat numai este doar libertatea cetățeanului de a dispune de a sta cu familia și de a te bucura de libertate. Și atunci când realizezi ce se poate întâmpla mai încolo, te apucă plânsul. Ei bine, de data aceasta am avut clienți care îmi plângeau un telefon în sensul că se opuneau deciziilor unor angajatori de a concedia oameni, de a da în șomaj tehnic și găseau soluții cât se poate ca să-i ții într-o zonă din aceasta de activitate. Aș reamintesc faptul că eu nu am cunoștințe medicale. Este clar că această criză de sănătate a coronavirusului are prioritate. Absolut toate resursele posibile trebuie date neapărat către combaterea acestei crize de coronavirus, dar apreciez că într-o pondere aproape la fel de dureroasă, efectele crizei economice se vor simți încet, încet mult mai dureros față de cetățeni. Și atunci trebuie neapărat să alocăm absolut toate resursele posibile către zona aceasta de sprijinire a sectorului medical, nu numai din partea guvernului, dar și din partea cetățenilor simpli. De exemplu, eu m-am implicat ca să ducem aproximativ vreo 200 de combinezoane pe la diverse spitale din resurse private, pentru că trebuie să ajungi când poți. De ce? Ca să se poată să primim această veste minunată de la medici în care spune, uite, s-am atins vârful, suntem pe acel platou sau curbă descendentă, vă dăm, astea sunt următoarele seturi de reguli, de igienă, de comportament. M-aș bucura să se aplice un pic cu ghilimele de rigoare metoda aia din India, ați văzut-o și dumneavoastră pe circulele, pe canalele de comunicații, că noi nu suntem disciplinați, noi ca stat, ca țară, ca cetățeni, nu suntem disciplinați, ca să ne disciplinăm și medicii să spună, respectați următoarele proceduri de transport, de muncă, cu mască, cu tot ce se vrea și începeți reactivitatea economică. Pentru că pe lângă această cădere generalizată economică, s-ar putea să mai avem și situații punctuale. O problemă cu alimentația. În vest deja este dată problemă spinoasă. Ieri a fost dată celebra ordonanță militară 8, prin care s-a sistat exportul de produse, de materii prime din zona de alimente, cereale, grâu, orz, secară și alte produse, inclusiv făină. Lucru foarte bun pentru această perioadă de criză, ar trebui gândită o măsură similară și după ieșirea din
situația de urgență, dar nu limitate exporturile, ci stimulate exporturile de produs finit de valoare adăugată după o prelucrare care să aducă foarte mare valorificare aici. Deci nu mai exportăm grâu ca să importăm făină. Nu, hai să exportăm pufuleți. Pufuleți cu valoare adăugată foarte, foarte mare, care vrem să nu vrem, nu avem încotro, pentru că asta este economia. Bugetul țării este grav afectat. Avem, a precizat premierul, nu, ministrul de finanțe a precizat ieri, minus 20 de miliarde de lei la venituri, ceea ce înseamnă o sumă uriașă. 20 de miliarde înseamnă numai puțin grosomodo, circa 4 miliarde de euro. Chiar legat de chestia asta, are de a face cu ordonanța 29, că se spune că poți să amâni plata taxelor către stat în perioada asta și 30 de zile după. Haideți să facem o recapitulație, deci la ce a comunicat ministrul de finanțe ieri. Deci ieri ministrul de finanțe ne-a comunicat că avem minus 20 de miliarde de lei la încasări, plus 12 miliarde, deci o creștere a cheltuielilor cu 12 miliarde de lei. Asta înseamnă grosomodo numai puțin de aproximativ 7,5 miliarde de euro neprevăzuți. Da, hai să zicem la neprevăzute. În mod clar, răspunsul este da. Ordonanța 29/2020 a permis operatorilor economici să amâne scadența taxelor și impozitelor la 30 de zile de la terminarea situației de urgență. Acum sunt două categorii de contribuabili și o să aduc în discuție și faptul că avem și niște facilități, că sunt bune. Deci sunt bune de avut în vedere. Deci ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în felul următor. Unii contribuabili de bună credință au zis, domne, oricum am de plat acești bani, oricum erau puși deoparte, se pare că pe mine nu mă afectează, cunosc firme pe care eu le auditez și așa au gândit. A zis, noi le plătim impozitele la scadență. Că noi avem în continuare vânzări. Pe domeniul nostru de activitate nu, suntem afectați, dar mult mai puțin decât alte domenii de activitate. Alte societăți care au avut vânzări record și nu le dăm, dar dumneavoastră le intuiți, au gândit-o mai, da, dacă tot s-a amânat scadența, de ce să fac plata? Că, și au dreptate din punct de vedere absolut legal. Da. Deci fiscalitatea nu e morală. Apreciem cu toții faptul că fiscalitatea te învață ca să bagi mâna în buzunarul unui cetățean, să iei niște bani. Sigur, moral ar fi să explici și ce ai făcut cu banii lui, dar fiscalitatea nu e morală. Prin urmare, avem și astfel de companii care au avut vânzări record în această perioadă și nu și-au plătit taxele, pe considerentul stai un pic că încă n-a venit scadența. Când a venit scadența, le plătim. Mai avem și alte companii care sunt afectate. Trebuie să recunoaștem, asta este realitatea tristă, sunt companii care și-au plătit salarii în detrimentul plății de taxe. Asta e, așa se întâmplă și sunt foarte, foarte multe astfel de situații. Prin urmare, ne-am aflat în situația în care cei de bună credință și-au plătit taxele la termen, cei care au tot legal, mai puțin moral, dar totuși absolut legal, au avut bani, dar aici nu le plătim, că n-a venit scadența, că de-aia e și asta, până la urmă și taxele astea au o scadență, că de-aia e scadență, mai sunt companii care sunt afectate și n-au de unde să le plătească. Și atunci, ordonanța asta 29 a adus un pic de astfel de folos, a fost folosită un pic și cu, aș spune eu, cu rea intenție, deși nu vreau să supăr pe nimeni, dar cam așa s-a întâmplat. Da. Și a mai fost ceva, a fost o prudență. De exemplu, stăteam de vorbă cu o companie care zice, da, noi avem bani, dar avem următoarea problemă. Nu știm dacă rezistăm fără comenzile pe care ni se reduc pentru o perioadă de 3-4 luni. Și atunci noi încercăm să bugetăm un buget de salarii care să ne acopere vreo 3-4 luni și vom vedea ce vom face cu taxele. Deci oamenii și-au propus primul obiectiv să-și păstreze salariile, se așteaptă să aibă scăderi la încasări. Zice, am avut, într-adevăr, avem bani, dar ne așteptăm să avem scăderi la încasări. Și noi estimăm că 3-4 luni de zile vom fi cu o activitate foarte redusă, dar nu dăm oamenii afară. Ceea ce, iarăși, nu pot să-i acuz de rea voință. Sunt oameni care au avut acest raționament economic și au pus în prioritatea numărul 1 pentru salariați. Astfel că s-a pus să avem o următoare situație. Mi se pare absolut nedrept față de cei care și-au plătit de bună voie, cu bună credință taxele, față de unul care a avut bani și le-a amânat.
Și a venit o altă ordonanță de urgență care a spus în felul următor. Ok, hai să-i stimulăm și pe ăștia care fac plăți de bunăvoie. Și au venit cu niște stimulente foarte, foarte bune. Și dacă extindem un pic analiza, o să vedem că se poate merge într-o direcție mai lungă cu aceste stimulente. Deci stimulentele sunt așa. În primul rând se adresează către plătitorii de impozit pe profit, către plătitorii de impozit specific, cei din natură, hoteluri, restaurante, da, și către societățile micro-întreprinderi. Deci nu stimulează deocamdată PFA-urile. Să sperăm că va veni și o astfel de măsură. Dar deocamdată ce a venit este foarte bine venit. Și zice așa, mari contribuabili, conform legislației specifice în domeniu, nu neapărat că ești o firmă mare, ci mari contribuabili conform legislației specifice, primesc o reducere de impozit pe profit de 5% pentru trimestru întâi, dacă achită impozitul pe profit până pe data de 25 a lunii aprilie și zic eu exact scadența care era pe codul fiscal anterior să se producă această pandemie. Pentru impozitul pe profit plătiți de contribuabilii mijlocii, deci de data aceasta de mijlocii, se aplică o facilitate fiscală de 10% de data aceasta, mai măricică, dacă acești contribuabili de impozit pe profit mijlocii plătesc până pe 25 aprilie. Adică, iarăși, exact la scadența existentă în perioada anterioară. În mod similar, dacă este o firmă care are impozit din acesta specific pentru activitate de hotel, bar, restaurant, dacă este mare contribuabil, primește o reducere de 5%. Sigur, aici e o discuție tehnică, n-aș vrea să dezvolt, pentru că ei sunt de plătitori de la semestru, vor trebui să apară norme. Dar important e că și aceștia primesc o reducere similară de impozit pentru, dacă sunt mari contribuabili, 5% pentru un trimestru, dacă sunt mijlocii, atunci 10% pentru un trimestru. Și vine ceea ce, uite, și eu m-am încadrat la a treia categorie, de fapt, la micro-întreprinderi. Și micro-întreprinderile care plătesc impozitul pe venitul micro-întreprinderii înainte, până inclusiv în 25 aprilie, beneficiază de o scutire la plata impozitului pe venitul micro-întreprinderii de 10%. Ceea ce va fi în beneficul probabil a sute de mii de astfel de micro-companii. Recunosc că am plătit chiar ieri taxele, chiar dacă nu suntem în 25 aprilie, le-am plătit chiar de ieri, aveam banii, am luat o decizie de management și am zis, bă, hai să le plătim oamenilor, că acum le crapă buza, când ajută omul când îi crapă buza. Nu sunt eu cel mai mare plătitor de taxe la bugetul din România, dar cu siguranță și taxele mele se vor pune acolo. Sper eu să se ducă într-un domeniu bun. Deci astfel de măsuri există. Ce aș mai spune eu, aș propune, dacă mă poate asculta cineva, este cu siguranță prima problemă pe care o am eu ca și angajator în acest moment, este să dau toate salariile întregi. Chiar dacă și activitatea mea va fi afectată de încasări mai reduse, la fel și clienții mei vor avea încasări mai reduse, obiectivul meu pe termenul următorilor ani este să dau salariile întregi și dacă mi-ajută Dumnezeu și cu piața să mai și cresc. Deci ăsta e obiectivul. Nu vreau salarii reduse, nu vreau șomaj tehnic. Dar am o problemă din punctul de vedere al taxelor, pentru că numai puțin de 45% sunt stopajul direct la sursă. Profesional trebuie să recunosc că acestea se aplică în cascadă și impozitul pe venit este influențat de deducerea personală a fiecărui salariat. Dar matematic adunate una cu alta, taxele pe stopaj la sursă sunt de 45%. Plus 2,25% contribuția asiguratorie pentru muncă. Și atunci ar fi benefic și o astfel de reducere și pentru aceste taxe pe asigurările sociale, cu condiție, evident, aceeași condiție, voi plătiți-vă taxele la scadența anterioară existând intrării în vigoare a pandemiei. Și poate ar mai trebui să se gândească guvernul la altceva. Văd, din păcate, foarte mulți oameni de afaceri care sunt deziluzionați, care spun, băi, nu mai trebuie. Nu mai vreau, nu mai trebuie să fac afaceri. Cu ce mă ajută pe mine statul român să fiu afaceri? Cu ce mă ajută pe mine statul român ca eu să fiu angajator, să-mi asum responsabilitatea la familiile salariaților? Că până la urmă există și această responsabilitate. Sunt, de-a lungul carierei mele, am avut de luat decizia între a
da la timp salarii și am, avea eu dividende neîncasate, ca să spun așa, pe românește. Da? Am renunțat în favoarea salariaților mei pentru că am simțit o responsabilitate socială. Și atunci se pune problema la cei patroni de firmă actual și viitor, pentru că viața merge mai departe, trebuie să le găsești o altă formă să-i stimulezi să fie, să facă afaceri, să facă business. Nu știu în acest moment, fiscal poate să se reducă, să se elimine impozitul pe dividend de 5%, pentru că el oricum vine ca dublă taxare după impozitul pe profit sau pe impozitul pe venitul micro-întreprinderii. Poate să-l mai reducă un pic simbolic și în sensul, băi, dacă și pe ăsta se plătește la scadență, vă dăm o reducere. Poate să fie și o altfel de procedură. Dom'le, dacă ești micro-întreprindere, sunt mai multe instituții de inspecție decât faci tu față la acele inspecții. Și atunci poate îi dăm un cod al microului întreprinzător care are până la 5 sau 10, 20 de salariați, care trebuie să respecte 20 de reguli clare pe care le-ai fi respectat și acasă. Că de-aia, dacă ce faci tu, ce respecti tu acasă, ar trebui să respecti și în viața de zi cu zi. Și atunci un mic cod al acestui întreprinzător ar trebui să fie venit. Deci eu mulțumesc guvernului pentru că a dat aceste facilități pentru bunii platnici. Ne așteptăm ca cei care au mai avut o teamă și au încasări, subliniez, au avut o teamă, poate au în continuare, dar au încasări, să-și depășească această teamă și să-și plătească și ei taxele și așteptăm să se termine cât mai de curând situația asta de urgență ca să putem, pe de-o parte, să ne plătim toți taxele, că așa ar cam trebui, și cel mai important, absolut cel mai important, să reluăm această activitate economică, pentru că o criză economică dublată de o criză alimentară va genera o problemă socială foarte gravă. Mai aveam o întrebare legată de creditele acelea cu dobândă subvenționată. Îmi cer scuze că mă întorc înapoi la subiectul ăla, dar mai era important. De exemplu, la capitalul de lucru, costul este de fapt robor la 3 luni plus 2,5% pe an. Vi se pare mare, vi se pare mic? Cum vi se pare? Ca și cost. Deci, din punctul meu de vedere, este un cost cu care ne-am obișnuit. Cam pe aici este și dobândă la împrumutul prima casă, cam pe aici sunt cam toate programele de finanțare guvernamentale, robor plus 2,5%. Dacă mă raportez la situația din România, este un cost obișnuit. Dacă mă raportez la nivelul dobânzilor bancare practicate prin alte state, este un cost foarte mare. Aș putea spune că dacă sunt în concurență directă cu o firmă din Spania, Franța, Germania, în care atât eu, firmă românească, cât și el, firmă din străinătate, se împrumută cu aceea sumă de bani la bancă ca să producem același produs, el îl va produce mai ieftin pentru că dobânzile din celelalte state membre sunt mai mici. Deci, dacă ne raportăm strict la situația din România, într-adevăr, suntem pe costuri medii, a spune obișnuite, uzuale, dar din păcate ceea ce este la noi mediu și obișnuit uzual este mult mai redus în altă parte, în celelalte state membre. Mai este ceva ce doriți să adăugați? Da, aș adăuga ceva. Aș adăuga faptul că aceste situații economice, crizele economice vin și pleacă. Am avut crize economice în perioada pe care le-am suportat eu, de exemplu, ca salariat sau ca director economic sau PFA independent, din 99-2000. Am avut crize în perioada 2009-2010. S-a mai fost un val de criză în anii 2012. Este actuala situație. Deci crizele vin și pleacă economic. Însă noi, ca stat, trebuie să fim uniți. Trebuie să fim conștienți că doar prin muncă vom depăși această perioadă de criză. Trebuie să fim și disciplinați în momentul în care medicii spun, băi, faceți așa ceva, hai să facem, dar în același timp trebuie să punem umărul să pornim economia. Deci după ce se va termina această pandemie de coronavirus, doar prin muncă vom reuși să ducem această economie mai departe. Și aș mai adăuga eu altceva. Hai să ne folosim și de inteligența asta nativă pe care noi ca nație o avem. Hai să mai reducem un pic birocrația din sistemul public. Hai să ducem mai departe ordonanța cu tehnologizarea instituțiilor și autorităților publice. Hai să punem cetățeanul pe primul loc, să lăsăm mai deoparte contractele cu dare în dărât și să mergem mai departe într-o zonă din asta în care ne respectăm toți, pentru că dacă noi ne respectăm între noi, țara asta merge mai departe. Mai adaug în felul următor.
trecem, o să depășim acest moment, pentru că de 2000 de ani încoace, această țară a avut puterea să găsească totdeauna resurse. Condoleanțe celor care și-au pierdut membrii de familie și celor care au rămas, le urez să meargă mai departe și să aibă încredere să iubească această țară. Vă mulțumesc mult!